Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Vorbim astăzi despre hrana de bază a copilului în primele luni, laptele. Există două variante în meniu, laptele matern și laptele praf. Evident că cea mai bună variantă este alăptarea exclusivă, cel puțin în primele 6 luni, așa cum recomandă și Organizația Mondială a Sănătății. Aceeași recomandare o poți citi chiar și pe cutiile de lapte praf, dovadă că nu există concurență între cele două tipuri de lapte. Toată lumea știe că laptele matern este cel mai bun pentru copil. E bogat în nutrienți și bacterii care îi construiesc bebelușului imunitate și îi asigură tot ce are nevoie. Cu toate acestea, doar o treime dintre nou-născuții din întreaga lume sunt alăptați exclusiv. La noi, rata este și mai mică, de doar 13%, ceea ce înseamnă că foarte mulți părinți apelează la laptele praf, fie în completare, fie exclusiv. Nu mă bucur să recunosc, dar mă număr și eu printre părinții care își hrănesc bebelușii cu lapte praf, deși mi-am dorit să pot alăpta exclusiv. Startul din maternitate contează foarte mult, am observat. De aceea te sfătuiesc să insiști să-ți alăptezi copilul încă din prima zi, dacă nu chiar din prima oră. Experiența mi-a arătat că planul acesta nu funcționează mereu, de aceea te încurajez să apelezi la sprijinul unui consultant în alăptare, dacă întâmpin probleme, cum ar fi laptele insuficient. Dacă totuși nu ai de ales și apelezi la laptele praf, află că acesta a ajuns să aibă o formulă foarte apropiată de laptele matern. Asta nu înseamnă că va reuși vreodată să-l reproducă în totalitate. Pe scurt, laptele matern este de neînlocuit. O recunosc și producătorii de formule de lapte. Cu toate acestea, nu este un capăt de lume dacă nu ai de ales și trebuie să-ți hrănești copilul cu lapte praf. Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!